Povestea lui Moș Nicolae. Se spune că în noaptea de 5 spre 6 decembrie, Moș Nicolae vine pe la geamuri și îi vede pe copiii care dorm și care sunt cu minți, lăsându-le înghetuțe daruri de tot felul, dulciuri, jucării și tot ce-și mai doresc copilașii, în special cei cu minți. Povestea darurilor puse în ghetuțe vine de demult și ne amintește de o altă poveste adevărată, cea a Sfântului Nicolae. Sfântul Nicolae, să știți voi copii, a existat cu adevărat. El a trăit de mult într-un ținut cunoscut astăzi sub numele de Turcia. Era un om bun și generos și avea o dragoste nemărginită față de semeni, el iubind în special copiii. Moștenind o mare avere, Sfântul Nicolae a hotărât să o folosească pentru a-i ajuta pe cei sărmani. Așa că, în fiecare noapte, se strecura nevăzut în casele oamenilor săraci, lăsându-le ce aveau aceștia mai mare nevoie. Există multe povești despre faptele de dărnicie săvârșite de Sfântul Nicolae. Una dintre cele mai cunoscute este cea a celor trei fete sărace care, ajunse la vârsta măritișului, nu se puteau căsători din pricina sărăciei. Însă, Sfântul Nicolae a aflat de suferința fetelor și a strecurat tiptil în odaia acestora trei săculeți cu galbeni care au adus liniște și bunăstare celor trei fete. Iar povestea spune că unul dintre săculeții cu bani s-ar fi oprit într-o gheată pusă la uscat lângă sobă și de atunci vine obiceiul de a lăsa ghetuțele la ușă sau lângă sobă pentru daruri în seara de Moș Nicolae. Se spune, dragi copii, că Sfântul Nicolae, prin bunătatea, prin faptele sale de dărnicie și iubirea arătată copiilor, a devenit Moș Nicolae, acest atât de iubit personaj al copilăriei, care an de an vine pe furiș în casele oamenilor și lasă cadouri în ghetuțele copiilor. În schimbul darurilor, copiii trebuie să fie buni, cu minți și ascultători. Uneori se întâmplă ca Moș Nicolae să lase în ghetuțe și o nuielușă. Nuielușa simbolizează toiagul Sfântului Nicolae și îi ajută pe copii să își amintească dacă au făcut fapte rele
și să-și dorească să se îndrepte. Cu toții știm că spre o deosebire de Moș Crăciun, Moș Nicolae nu se arată niciodată. El vine întotdeauna pe căi nevăzute. Voi să vă curățați bine ghetuțele și să îl așteptați cu minți. În această seară, Moș Nicolae va veni pe un cal alb, aducând cu el multe daruri, dar și câteva nuielușe. Să nu vă îngrijorați din pricina nuielușelor. Voi copii, nu-i așa că ați fost cu minții?